De când zilele au devenit mai scurte, plimbările pe străzile capitalei sunt din ce în ce mai nesigure, iar tot mai mulți oameni sunt atacați și jefuiți în plină stradă. I s-a întâmplat și unei femei de 56 de ani, care a fost jefuită în timp ce se întorcea acasă de la serviciu. Aceasta a fost atacată în seara de 4 decembrie pe strada Nicolae Milescu Spătaru din sectorul Ciocan al capitalei. Femeia s-a adresat polițiștilor și le-ar fi povestit că o persoană necunoscută ar fi atacat-o și i-ar fi smuls geanta din mâini. În geantă erau bani și carduri bancare în sumă de 600 de lei. La scurt timp, forțele de ordine l-au reținut pe suspect. Este vorba de un adolescent de 19 ani, originar din Telenești. Audiat suspectul ce ar fi recunoscut vina. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore și riscă până la 7 ani de detenție.